Politehnica prin ochii unui student din anul întâi. Acesta este subiectul emisiunii Cariera ta de astăzi. Eu sunt Florin Bodin, iar alături de mine în platou este Denisa Luminița Dâmban, care îi spune bun venit. Mulțumesc! În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Luminița, spune-ne câteva lucruri despre tine, astfel încât telespectatorii noștri să știe astăzi despre oferta cărei facultăți vom vorbi. Da, numele meu este Dâmban Denisa și sunt student în anul întâi la Facultatea de Științe ale Comunicării, specializarea Comunicare și Relații Publice. Și sunt o persoană comunicativă și deschisă, acesta fiind unul dintre motivele principale pentru care am și ales să vin la facultatea asta. Și pe lângă acestea aș mai putea adăuga faptul că sunt o persoană implicată, în sensul că îmi place să mă dedic 100% în tot ceea ce fac, pentru că vreau de fiecare dată să iasă ceva calitativ. Denisa, ne-ai spus deja un motiv pentru care ai ales Facultatea de Științele Comunicării, dar care sunt celelalte? De ce Facultatea de Științele Comunicării și specializarea Comunicare și Relații Publice? Da, este o întrebare destul de controversată pentru mine personal, pentru că inițial nu-mi doream să vin la facultatea asta, în sensul că nu mă gândeam, nici măcar nu-mi trecea prin cap că o să vin la facultatea asta, pentru că eu, terminând un liceu cu profil real, mă gândeam și credeam că așa este normal să continui tot pe ramura asta. Și m-am pregătit un an pentru admitere să vin tot la Politehnică, doar că în cadrul altei facultăți, doar că pe parcurs ce mă pregăteam, simțeam că nu mă regăsesc cu ceea ce fac. În adâncul meu, oricum știam că eu sunt mai bună pe partea asta de uman, doar că mă gândeam că trebuie să mă axez tot pe ce am terminat eu. Și până la urmă mi-am luat inima în dinți, nu știu, am avut un fel de revelație, dacă pot să numesc așa, și am ales să aleg cu sufletul, dacă pot spune asta, și am venit aici. Denisa, ce știai tu în urmă cu un an de zile? Cam atunci deja aveai astfel de gânduri, da? Da. Când te pregăteai să te înscrii la o facultate, ce știai tu atunci despre Facultatea de Științe ale Comunicării? Despre Facultatea de Științe ale Comunicării nu știam extraordinar de multe lucruri. M-am informat pe parcurs și am realizat că îmi place foarte mult, în sensul că m-am uitat la materii, am văzut ceea ce o să studiez și am zis că, da, nu știu, mă asimilez foarte mult cu toate lucrurile astea. Dar inițial nu știam, chiar nu știam. De aia poate am și tratat cu puțină superficialitate acest domeniu, dar pe parcurs am realizat că e mai mult de atât. Spune că te-ai uitat la materii. Da. Hai să le spunem și celor care vor să facă acest lucru. Unde te-ai uitat tu la aceste materii? M-am uitat pe site-ul facultății. Am scris Facultatea de Științele Comunicării, orare, studenți, anul întâi și am găsit acolo toate informațiile necesare. Ok. Și acum, dacă ar fi să ne referim la Denisa Luminița Dâmban, deja mai puțin trecută de primul an de facultate, deci cu mult mai multe informații față de momentul admiterii, da. Care crezi că sunt lucrurile pe care ar trebui să le știe un elev care se gândește să se îndrepte spre facultatea aceasta? Păi sunt foarte multe lucruri la care ar trebui să se uite, ar trebui să se axeze pe foarte multe lucruri. Ideea e că trebuie să aibă un fel de chemare, nu știu, spre domeniul ăsta, adică în sensul că trebuie să-ți placă. Dacă ești pe partea de real, n-ai cum să vii pe partea de uman. Și legat de informațiile despre facultatea aceasta, sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le știe un student. În primul rând, să știe că la Științele Comunicării poate să opteze pentru două domenii, da. Adică între două domenii, fie de să aleagă CRP, fie să aleagă TI. Da. Ca să traducem prescurtările astea, CRP, Comunicare și Relații Publice, sau traduce și interpretare, da. Că la început admiterea va fi pe un domeniu. Da, exact. Specializarea întâmplător la Științele Comunicării este aceeași la fiecare specializare, la fiecare domeniu, practic, da. Pentru că știm cu toții, la Politehnică sunt și domenii în care în anul 3 mă duc pe una din specializările domeniului. Da. La traduce și interpretare, la limbi moderne aplicate avem traduce și interpretare, da? Deci eu dacă vreau să aleg traduce și interpretare, aleg limbi moderne aplicate. Da. Iar dacă vreau să aleg celălalt domeniu, Științele Comunicării, voi opta pentru Comunicare și Relații Publice.
Și ce mai trebuie să știe? Că studiază 3 ani de zile, da. Că după 3 ani de zile pot, dacă doresc, să urmeze la aceeași facultate și programe masterale. Da. Da? Bun. A trecut un an de facultate, urmează a doua sesiune. Deja putem să spunem că bacalaureatul e așa, da. O încălzire, da? după ce ai trecut deja de prima sesiune. Hai să vedem, chiar dacă mare parte din studenția ta de până acum s-a desfășurat de acasă, fiind vorba de pandemie, ai avut ocazia câteva săptămâni să și fii fizic în spațiile facultății. Ce poate să ne spună Denisa de Ban despre ce îi place ei, ce îți place ție la această facultate? Da, păi am avut ocazia să văd laboratoarele în care o să îmi desfășor, sper că de la anul, cursurile. Și am putut observa că sunt niște săli de clasă foarte interesante, foarte moderne, cu toate necesitățile puse la dispoziție. Am avut și oportunitatea de a vizita biblioteca universității, care este... Ca să vorbim și de facilitățile pe care au studenții noștri. Care este, nu există termen de comparație. Hai să le descriem celor care nu știu despre ce este vorba. Da, este vorba despre o bibliotecă ultramodernă, foarte, foarte bine organizată. Care ce găsesc studenții acolo pe lângă carte? Pe lângă carte, atât în format fizic, cât și în format electronic. De ce mai pot să beneficieze studenții noștri? Păi, în primul noștri? Rând, se pot bucura de aspectul plăcut al bibliotecii. Este și o cafenea jos. Și e un spațiu nou, modern. Da, exact. În care îți face plăcere să înveți. Da. Și chiar invităm pe cei care vor să se aleagă Politehnica să se uite și la această facilitate, la biblioteca Universității Politehnica, la spațiile de lectură unde fie individual, fie în echipe mai mari sau mai mici, studenții se pot pregăti. Da. Ce alte facilități mai ai tu ca și student, Denisa? Baza sportivă, de exemplu. Avem acces la săl de fitness, săl de sport, tot felul de lucruri din acestea. Politehnica organizează foarte des și competiții sportive, că tot m-am legat de baza sportivă. Chiar la începutul anului, neștiind nimic legat de acestea, am văzut formularul de înscriere pe care l-am avut la dispoziție și m-am înscris cu 3 dintre colegii mei la un concurs de atletism de tip ștafetă. Nici nu-i cunoșteam pe colegii mei, dar prin intermediul acestei activități am reușit să mă cunosc și cu ei. Acțiune organizată de către centrul de consilier și orientare în carieră. Da. Și acolo, practic, ai putut să constați că nu numai pentru orele de educație fizică și sport, ci și pentru oricare moment în care vreau să petrec timpul făcând mișcare, pot să beneficiez de pista exact. De atletism, de sălile multifuncționale, de bazinele de not, că acum se tot încălzește și probabil se mai relaxează și, eu știu, restricțiile legate de pandemie, deci de bazine de not semiolimpice la dispoziția studenților universității, bazin acoperit, bazin descoperit. Și ce mai înseamnă, dacă tot vorbim de facilități, hai să vorbim și de ceea ce înseamnă Timișoara ca și centru universitar, pentru că nu e așa, foarte multă lume spune că studenția este cea mai frumoasă perioadă a unui tânăr. Hai să vedem ce poate să facă în Timișoara un student atunci când nu învață. De ce lucru se poate bucura? Într-adevăr, studenția este o perioadă foarte interesantă și merită să fiecare student merită să se bucure de ea așa cum trebuie. Timișoara este un oraș extraordinar, bine, poate spun asta și pentru că sunt timișoreancă, dar chiar sunt lucruri pe care poți să le faci aici. Studenții au atât de multe oportunități și atât de multe beneficii de la acest oraș. E un oraș al tinerilor, dacă aș putea spune astfel. Sunt foarte multe lucruri pe care poți să le faci aici. Există foarte multe parcuri, centrul Timișoarei este deosebit. Legat de Timișoara 2023, capitală culturală europeană. Da. Legat de Politehnică, să mă leg puțin, avem niște cămine extraordinare,
față de altele, cu toate că eu nu stau la cămin, dar știu cum stă situația. 16 cămine studențești și fiecare student care adeptă să vină aici are un loc asigurat dacă... Dacă dorește, da, și dacă își indicează la înscriere, pe formularul de înscriere, că dorește să locuiască în cămin. Într-adevăr. Dacă e să vorbim de, să amintim de complexul studențesc, acolo unde sunt cele 16 cămine, da, putem vorbi de, numai la Politehnică, de 5500 de studenți care locuiesc în cămine. Da. Dacă mai adăugăm și studenții celelalte universități, în zona respectivă putem să vorbim de un orășel în oraș, în care doar studenți. Sunt aproape 10.000 de studenți care conlocuiesc și trăiesc zilnic acolo. Și forfota de dimineața, când lumea se îndreaptă spre școală, atunci când vorbim de o perioadă normală, nu se compară cu nimic altceva. Da. Denisa, ce mai faci tu când nu înveți? Păi, când nu învăț, fac destul de multe lucruri. De exemplu, sunt voluntar la Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră și sunt membru activ în Liga FSC, Liga facultății mele, și ca o mică paranteză aș încuraja toți studenții, viitorii studenți, indiferent de facultatea la care aleg să meargă, să se implice în tot felul de voluntariate, de orice natură, pentru că până la urmă toate lucrurile acestea ne fac studenți, ne fac studenția asta frumoasă. Toate lucrurile la un loc formează studentul în sine, adevărată experiență de student. Formează omul, până la urmă facultatea mă ajută să mă formez ca specialist, dar toate activitățile astea extracurriculare mă ajută să-mi dezvolt tot felul de abilități, astfel încât în momentul în care angajatorul, pe lângă competențe și cunoștințe teoretice și practice, vrea să și vadă omul cu abilitatea de a lucra în echipă, cu abilitatea de a coordona echipă, cu abilitatea de a coordona un proiect, să poți încă din timpul facultății să poți să dobândești aceste abilități făcând voluntariat, așa cum tu ai spus, la centrul de consiliere sau la organizațiile care există în fiecare dintre facultățile Universității Politehnica din Timișoara. Dacă ar fi să dai timp înapoi, în urmă cu un an de zile, ai mai alege această facultate? Da, sincer da. M-am gândit foarte mult pe parcursul întregului an dacă sunt mulțumită de ceea ce fac, dacă sunt pasionată de ceea ce fac, pentru că până la urmă asta e cel mai important lucru. Și da, sunt foarte mulțumită și nu regret absolut deloc decizia pe care am luat-o, cu toate că puteam să mă îndrept către altă ramură, pe specializarea mea, care se presupune că ar fi fost mai bună. Adică toată lumea când aude că am ales științele comunicării în detrimentul altei facultăți din cadrul Politehnicii, are o reacție puțin așa, dar eu chiar nu regret, pentru că până la urmă lucrul ăsta mă pasionează pe mine și îmi place ceea ce fac, îmi plac materiile pe care le studiez și tot. Dacă ar fi să vorbim, Denisa, de ce-ți place ca și discipline și de disciplinele pe care tu le studiezi, spuneai la începutul emisiunii că ai ales să te uiți peste oferta de materii pe care le are Facultatea de Științele Comunicării. Ce se studiază la Facultatea de Științele Comunicării? Ce ai învățat tu pe parcursul unui an? Păi este o materie destul de vastă. Avem foarte multe materii super interesante și care pe mine mă pasionează. Introducerea în sistemul mass media. Nu mă gândeam că la facultatea asta o să studiez, spre exemplu, materia aceasta, dar m-a pasionat și mi-a plăcut. Introducere în relații publice și mă gândeam că o să fie poate puțin plictisitoare materia asta, ce am putea învăța. Nu, a fost foarte interesant și profesorii, modul prin care ne-au explicat totul și chiar a fost interesant. A făcut să fie experiența plăcută. Ce alte discipline crezi că mai sunt interesante pentru elevii care vor să urmeze această facultate? Introducere în publicitate. Semestrul ăsta am avut materia aceasta. Tehnici de redactare și prezentare. Aici învățăm cum să redactăm un text, pentru că până la urmă despre asta e vorba. PR. Redactarea unui text, corectitudine, coerență. Deci, iată așadar despre ce se învață la Facultatea de Științele Comunicării. Iată câteva detalii doar din anul întâi. Evident că mai sunt și alte lucruri interesante pe care le studiem în anul 2 și 3 și cei care doresc la comunicare, relații publice și media digitală sau comunicare în afaceri, mastere pe care le pot accesa. Ce face un absolvent de științe ale comunicării
atunci când, practic, termină facultatea și dorește să se îndrepte spre o carieră. Păi... Ce-și dorește Denisa să facă după ce își termină studiile? Sincer, nu m-am gândit neapărat pe ce ramură aș vrea să merg mai exact, pentru că sunt destul de multe oportunități pe care le putem avea după ce terminăm facultatea asta și ăsta a fost și unul dintre multele motive pentru care până la urmă am ales să vin aici, pentru că după terminarea facultății avem o gamă foarte largă de profesii pe care putem să le alegem, mă rog, în același domeniu evident, doar că pe mai multe criterii. Hai să și vedem câteva dintre ele, Denisa. Da, păi pe PR mi-ar plăcea să merg momentan, cel puțin acum îmi place. Asta e partea de texte, cam asta. Și asta să spunem că în fiecare companie, pentru că în Timișoara vorbim de multinaționale, vorbim de o multitudine de oportunități pe care le pot îmbrățișa, în primul rând, studenții politehnicii, dar mai ales absolvenții, atunci când deja își termină studiile. În fiecare companie este nevoie de PR, altceva, ce mai poate face HR, relații interne. Da, poți să lucrezi în departamente de resurse umane. Da. Da, poți să lucrezi în departamente de resurse umane, companiilor, de relații interne, așa cum tu ai spus. Ce altceva mai poate să facă? Relații externe, organizare de evenimente. Da, sunt foarte multe oportunități. Și nu m-am gândit încă exact pe care o să vreau să merg. Și asta este avantajul general, pentru că nu mă pregătesc pe o nișă îngustă pentru anumit tip de companie, ci mă potrivesc în orice companie. Dar mai e un lucru important și interesant la Facultatea de Științele Comunicării. Voi, chiar din anul întâi de facultate, discutați de două limbi din care mai și faceți discipline. Hai să vorbim studenților și despre lucrul acesta. Da, păi avem materii în limba engleză, strict în limba engleză, și după aceea avem de ales franceză sau germană, pe care o limbă pe care... Deci engleză-franceză sau engleză-germană. Da, exact. Da. Astfel încât chiar dacă nu sunt la traducere și interpretare, sunt la comunicare și relații publice, am discipline pe care studiez, așa cum ai spus, în engleză sau în franceză. Da. Sau în germană, ceea ce nu poate să, adică ceea ce reprezintă un plus pentru voi ca și studenți. Și iarăși e important, dacă toți suntem în zona asta de limbi străine, faptul că studenții politehnici, în baza celor peste 200 de acorduri de colaborare pe care le avem cu universitățile de străinătate, nu? Da. Pot să urmeze o bursă, pot să primească o bursă, să acceseze o bursă Erasmus, de exemplu, și pot să studieze anumite perioade în străinătate, astfel încât să-și îmbunătățească și cunoștințele de limbă, să vadă și alte culturi, alte civilizații. Deci, iată că și fiind student al Politehnicii, în special Facultății de Științele Comunicării, pot să beneficiez de experiența internațională pe care poate unul dintre elevi se gândesc să o aibă. Și poate își pun întrebări, să aleg o universitate în România sau să aleg o universitate în străinătate. Iată că pot să fiu acasă, aproape de părinți, de prieteni, de tot ce înseamnă familie și în același timp pot să am și experiența internațională. Denisa, ce crezi tu că nu am spus pe parcursul acestei emisiuni și e important să cunoască cei care vor să se îndrepte spre facultatea pe care tu ai ales-o și la care studiezi? Da, păi sper că am acoperit toate subiectele, doar că un lucru aș mai avea de spus. Indiferent de facultatea pe care elevii o vor alege, cu toate că e Facultatea de Științele Comunicării sau alta, ideea e să o aleagă cu sufletul, să facă efectiv, să aleagă după ce le place și nu după alte criterii. Pentru că asta am făcut și eu și nu regret, cel puțin asta e perspectiva mea. Da, și îmi place și mie să o spun. Alege să faci în viață ceea ce îți place și vei mai munci toată viața. De ce? Pentru că în fiecare zi mergi să continui să faci o activitate plăcută, mergi să continui un proiect la care ții și nu te duci cu silă la muncă și spui iar trebuie să fac chestia asta. Da, exact. Pe principiul ăsta m-am Deci, practic, sfatul tău este nu unde se duc prietenii, vecinii, cunoștințele, unde s-a dus verișorul sau cine, ce mai știu cine, ci să aleagă să se gândească la lucruri care consideră că le plac să le facă în viață și atunci acele lucruri
sau pentru a deveni specialist să facă acele lucruri, să aleagă facultatea potrivită. Da? Da, exact. Iar dacă înclinațiile lor sunt spre a comunica, spre a traduce, spre a interpreta, adică în zona asta de limbi, evident că facultatea de științele comunicării este alegerea potrivită. Da, exact. Așadar, dragi telespectatori, am cunoscut astăzi un nou student al Politehnicii, o nouă ofertă educațională, oferta Facultății de Științe ale Comunicării, unde puteți opta pentru comunicare, relații publice sau traducere și interpretare, unde intrați cu media de la bacalaureat, depunându-vă dosarul, și unde durata studiilor este de 3 ani de zile. Denisa, eu îți mulțumesc că ți-ai depășit emoțiile, îți mulțumesc pentru prezența ta în platou. Mulțumesc și eu. Iar vouă, dragi telespectatori, vă doresc mult succes la toate examenele care vor urma, în special la examenul de bacalaureat. Iar dacă eu și Denisa v-am convins astăzi, vă așteptăm să deveniți studenții Facultății de Științe ale Comunicării.